Astăzi, temperaturile din județul Buzău au fost destul de ridicate, iar meteorologii ne avertizează că urmează alte câteva zile de foc. Soarele va străluci cu putere, temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius, iar umiditatea aerului va face atmosfera irrespirabilă. Medicii spun că în această perioadă trebuie să bem multe lichide pentru a ne hidrata organismul, iar fructele și legumele nu trebuie să lipsească din meniul zilnic. Pe toată perioada se zonului canicular, să avem grijă uh, cu alimentație corespunzătoare, uh, bogată în, uh, aliment, în lichide și în alimente de tip fructe și legume și mai puțin uh, alimente greu uh, digerabile. Uh, să nu uităm că hidratarea corespunzătoare este principalul uh, element și râmnicenii au resimțit din plin temperaturile ridicate din aceste zile. Oamenii sunt conștienți de riscurile expunerii la soare și spun că evită să iasă din casă la orele prânzului. Am văzut că ați ieșit cu pălărie, deja vă protejați de soare. Asta da o sticlă de apă. Acasă este cald? Este că stau la mai ies o leacă. N-am voie eu. Și în concluzie, vă hidratați mai mult și vă protejați de soare. Da. Salate din astea, legumii. Legumile, fructele, bine pălăria. Cât este pălăria în această perioadă? Foarte. Apă câtă beți? Suficientă. Binișor. Câte lichide consumați zilnic? Am sticla cu mine. Fără sticlă nu cu apă nu plec. se poate? Nu plecam. de acasă fără sticlă. Iar acasă cum sunt cu temperaturile? Apă. Bine, bine. În casă ne protejăm cu jaluzele, cu răcoare. Bine. Medicii spun că dacă totuși suntem nevoiți să ieșim din case în miezul zilei, să nu uităm pălăriile și ochelarii de soare. Bolnavii cronici ar trebui să evite pe cât posibil căldura de afară. În anumite perioade și momente ale zilei și ale uh, anotimpului uh, uh, de vară uh, poate deveni chiar uh, nociv. Și mai ales la copii și la persoanele cu boli cronice și la vârstnici. Acesta este primul val de canicula al verii, când temperaturile ating și chiar depășesc ușor 35 de grade Celsius. În majoritatea zonelor țării, zilele caniculare vor fi însă presărate și de perioade scurte cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului.